Informația legată de suma pe care proprietarii o cer pentru Vila Florica a fost confirmată astăzi de către președintele Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu. Suma solicitată drept despăgubiri este de 3 milioane de euro, dar este negociabilă. Cifra asta a fost, să spunem, lansată de proprietar. Este menționată într-un, așa zis, protocol de înțelegere, dar e negociabilă, în primul rând. Constantin Nicolescu a precizat că este posibil ca despăgubirea să fie acoperită de către Ministerul Culturii și Consiliul Județean Argeș în părți egale, urmând ca dacă tranzacția se va finaliza până la finele anului. Încercăm să fim 50-50%. Asta nu însemnează că ministerul nu poate să dea mai mult. Azi sunt condițiile în care ministerul chiar spune că nu are resurse și nu poate. E altă problemă. Proprietatea totuși e de interes național și, în mod normal, trebuie să fie plătită de la nivelul guvernului, respectiv de la nivelul ministerului. Am declanșat memoriu către minister și către conducerile celor două partide. Eu vorbesc aici că pe partea cealaltă liberalii au făcut un memoriu care a însemnat și eu către domnul Antonescu să intervină, iar din punct de vedere al Consiliului Județean am făcut o solicitare la premier. În așa fel încât în toamna aceasta trebuie lămurită problema. Vedem cu rectificarea de buget, vedem cum se înțelege că până la urmă negocierea, dacă o fi 50-50%, probabil că o să participăm și noi la negocierea alături de minister. În mod normal ar trebui ministerul să aibă negocierea, dacă o luăm în ordinea logică a lucrurilor, el fiind proprietarul, fiind de interes național, dumnealor au avut procesul cu proprietarul și atunci toată logica ar fi axată pe minister. Dar nu vreau să o dau la o parte și interesul nostru județean, pentru că la urma urmei este în teritoriul nostru și cred că trebuie să ne intereseze istoria teritoriului nostru argeșan. La începutul anului, Vila Florica, biserica ce poartă hramul Sfântului Ioan Botezătorul, capela și o fermă, toate incluse într-un domeniu care se întinde pe aproape 3 hectare, a fost câștigat definitiv în instanță de moștenitorii brătienilor.